Bună dimineața, doamnelor și domnilor! La 28 noiembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt invitați să aleagă noul parlament al țării. 40 de concurenți electorali s-au lansat în campanie. Compania NIT TV continuă dezbaterile electorale pentru a vă face cunoștință cu candidații electorali și cu platformele lor electorale. În această dimineață i-am invitat la dezbatere, așa după cum v-am anunțat chiar la începutul acestor dezbateri electorale, în ordinea înregistrării la CEC. Sunt prezenți astăzi în studioul nostru Partidul Mișcarea Acțiunea Europeană, vicepreședintele Sergiu Baltaga. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Partidul Patrioții Moldovei, domnul Grigori Gurdâș. Bună dimineața, bine ați venit! Partidul Pentru Neam și Țară, liderul Sergiu Mocanu. Bună dimineața, bine ați venit! Partidul Republican, Valeriu Stalip. Bună dimineața, bine ați venit! Și Partidul Alianța Moldova Noastră, vicepreședintele Vasile Bălan. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Vreau să vă anunț și regulile dezbaterilor la NIT. Fiecare candidat are câte 10 minute împărțite în 9 și 1 minut. În aceste 9 minute veți răspunde la întrebările moderatorului, vă veți acorda unul altuia replicile. Răspunsurile sunt libere, când doriți atunci puteți să răspundeți, adică noi nu avem o regulă 1, 2, 3, să răspundeți în ordinea în care sunteți așezați la mese. Și un minut la final în care vă veți adresa alegătorilor dumneavoastră. De asemenea, v-aș ruga să vă purtați colegial, să vă respectați colegul și să-l lăsați să încheie fraza, după care să-i acordați replica în cazul în care o aveți. Pentru început vreau să vă întreb, cunoaștem, necesitățile poporului sunt mari. Am văzut chiar ultimele sondaje de opinie arată că 80% dintre cetățeni sunt nemulțumiți de bunăstarea lor. Ce le propun partidele dumneavoastră, cetățenilor? Aș vrea să vă referiți așa la principalele repere ale platformei dumneavoastră electorale. Haideți să începem cu Mișcarea Acțiunii Europeană. Domnul Baltaga. Da. Bună dimineața! În această dimineață, în primul rând, vreau să salut alegătorii din Republica Moldova și să spun că Mișcarea Acțiunii Europeană are un slogan: mai multe fapte, mai puțină politică. Ultimii 20 de ani de zile, în esență, toți cei care s-au perindat în guvernările din Republica Moldova au făcut mai multă politică și mai puține fapte. Mișcarea Acțiunii Europeană, spre deosebire de alți concurenți, își propune să realizeze mai multe fapte. Și vreau să vă spun că doar în ultimul an de zile am realizat mai multe succese. În primul rând, am asigurat prin sprijinul nostru parlamentar guvernarea în această țară. Nu am cerut funcții, nu am cerut beneficii, deci am participat foarte activ în Parlamentul Republicii Moldova prin acei doi deputați pe care îi avem. Doi, am propus un proiect legea pensii și salarii care vreau să vă spun că a strâns 200.000 de semnături, susținători, oameni care își doresc să aibă pensii și salarii decente și lucruri care noi l-am propus. Din păcate, am avut nu mare susținere în Parlament și vreau să vă spun doar prin presiunea noastră, am reușit doar în această toamnă să fie majorate pensiile, iar salariile urmează și este o prioritate a platformei Mișcării Acțiunea Europeană. Un alt lucru realizat de Mișcarea Acțiunii Europeană a fost crearea acelei comisii parlamentare pentru investigarea situației gazelor din Republica Moldova și prețurilor pentru gaze. Vreau să vă spun că datorită formării acestei comisii a avut loc un dialog destul de amplu și s-a reușit în mare parte, deci stoparea măririi prețurilor la gaze în Republica Moldova, fapt care continuă și în dezbaterile din ziua de astăzi. Noi, în esență, ne propunem mai multe lucruri. Ce este foarte important și ce se așteaptă cetățenii Republicii Moldova este, de fapt, mai multe locuri de muncă și platforma și planul de activități pe care ne-am propus pentru următorii 4 ani de zile prevede, de fapt, crearea a noi locuri de muncă, circa 60.000, în special în diferite domenii ale economiei naționale, lucru care este posibil. Deci, încă o dată, mai multe fapte ne propune și mai puțină politică. O simplă curiozitate aș vrea să mi-o satisfaceți. Cu cât la sută ați obținut majorarea pensiei? Că ați spus că cei doi deputați din Mișcarea Acțiunii Europeană în Parlament au obținut majorarea pensiei. Cu cât la sută? Este foarte important că procesul a demarat. Vreau să vă spun că legea pensiei și salarii pe care am propus-o noi prevedea, de fapt, ca pensiile și salariile să fie nu mai joase decât coșurile minime de consum. Da, dar asta nu este. Încă această dorință a dumneavoastră, o propunere, nu a fost... Am realizat startul acestui lucru. Da, dumneavoastră ați menționat mai sus că ați obținut majorarea pensiei. Da. Asta. Da, și cu cât la sută?
Nu vă pot spune acum, fiindcă de la caz la caz, pensiile diferă, independență și de categorii. Ce este importanța demarat acest proces? Lucru care a fost tergiversat pe parcursul mai multor ani de zile. Bine, ce le propuneți dumneavoastră, domnul Partidul Patrioții Moldovei? Ce propun alegătorilor? Bună dimineața! Deci 20 de ani de libertate în ghilimele a dus țara, datorită activităților partidelor politice de la 90 încoace, la destrămare. Deci Partidul Patrioții Moldovei își dorește să stopeze destrămarea Republicii Moldova, 2. Să se termine cu falsificarea istoriei moldovenilor și Moldovei ca atare. 3. Noi dorim să fim tratați în lume ca moldoveni și nu ca români. 4. Noi dorim ca copiii noștri să studieze istoria Moldovei și nu istoria altui stat care nu ne aparține. 5. Noi vrem și dorim mult să stopăm ponegrirea demnității cetățeanul din Republica Moldova, indiferent de care naționalitate este această persoană. 5. Noi ne dorim să punem capăt participării statului la creșterea în continuu a prețurilor din Republica Moldova. Statul este interesat ca aceste prețuri să crească și putem să demonstrăm din ce cauze, din punct de vedere economic și metodologic. Și în cele din urmă, nu putem să ne dezvoltăm dacă suntem o societate dispersată, atât teritorial, cât și interetnic, religios, divizați sud și nord, est și vest. Și în cele din urmă, nu ne dorim ca ascultătorii să ne audă. Vrem să relansăm economia națională prin cooperare strânsă cu țările CSI și îndeoseb cu Rusia. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, domnul Sergiu Mocanu. Stimați concetățeni, sunt Sergiu Mocanu și sunt liderul mișcării antimafie. Mișcarea antimafie care vine pe listele Partidului pentru Neam și Țară în această campanie electorală cu un slogan extrem de simplu. Noi nu putem la ora actuală, cel puțin noi, Partidul pentru Neam și Țară și Mișcarea Antimafie, nu putem aborda alte subiecte în această campanie electorală decât cel mai important subiect pentru care poate dispărea Republica Moldova de pe harta europeană, pentru că Republica Moldova la ora actuală se află ca și sub ocupație străină, sub talpa unui grup mic de oameni. Sunt 7-8% în țara asta care sunt foarte și foarte bogați și alții care sunt foarte și foarte săraci. Un grup foarte mic de oameni în țara asta s-au îmbogățit pe seama celorlalți. Și noi în această campanie electorală venim să luptăm împotriva lor. Noi nu suntem propriu-zis într-o campanie electorală, noi suntem într-un duel cu Partidul Democrat, în spatele căruia stă un grup de oameni în frunte cu numitul Vlad Plahotniuc, care a furat în decurs de 8 ani anterior în țara asta hoteluri, bănci, frecvențe de televiziune și tot așa. Acești oameni acum s-au cuibărit pe lista Partidului Democrat și încearcă în această campanie electorală să vină și să fie și la putere. Este pentru prima dată în Republica Moldova când după mai mulți ani de zile de răzmeriță și de hoții în țara asta după ce a venit perestroica încă atunci, când mafia s-a urcat deasupra politicienilor. Întotdeauna politicienii au controlat mafia. Acum mafia controlează politica și un Vlad Plahotniuc, care altădată a vândut femei de purtări ușoare în Turcia, la ora actuală vinde politicieni de pe toate panourile pe care le vedeți în Chișinău și în toată Republica. Vedeți înfățișări frumoase a lui Marian Lupu, care vine să promoveze această mafie în eșelonele puterii de stat. Noi venim în această luptă fiind conștienți că ducem o luptă pe viață și pe moarte cu cei care au venit să vă fure până acum. Noi nu avem un singur lucru, noi nu avem doar votul dumneavoastră. Vă asigur eu că nu este atât de greu să faceți această alegere pe care trebuie să o faceți în această campanie electorală. Este simplu, trebuie să respectați două principii. Cei care v-au promis și n-au făcut să nu mai votați niciodată și pe cei care vin pentru prima dată să vă spună cuvântul adevărului, să-i tratați ca și pe oameni cum se cade. Eu în viața asta am întâlnit foarte mulți oameni ticăloși. Ori fiecare om pe care l-am întâlnit în viață, nou, l-am tratat ca pe un om cum se cade. Nu votați, chiar dacă ați votat atât de des
politicieni lași, tratați-i pe cei care vin și vă spun cuvântul adevărului ca pe oameni cum se cade. Da, vă mulțumesc. Ce promite Partidul Republican în cadrul acestei campanii electorale pentru alegătorii săi? Domnul Valeriu Stalep. Mulțumesc. Partidul Republican nu promite nimic. Noi propunem o anumită platformă. În primul rând vreau să menționez că Partidul Republican este numărul 9 pe listă. Simbolul nostru este făclie și sloganul nostru este progresul Moldovei prin participarea directă a cetățenilor Republicii Moldova la dezvoltarea țării. Am ales acest slogan pentru că considerăm absolut necesar ca cetățenii Republicii Moldova să coparticipe la identificarea priorităților. De aici, din Chișinău, deseori nu cunoaștem ce se întâmplă pe întreg teritoriul țării. Activitatea partidului la acest moment este axată pe consultarea a cât mai mulți cetățeni din toate localitățile Republicii Moldova despre viziunile lor, care din punctul lor de vedere sunt prioritățile de dezvoltare a țării și ce trebuie de făcut începând cu fiecare localitate și terminând cu nivelul național. În principiu de bază a activității noastre va fi și este la momentul actual consolidarea statalității. Considerăm că este absolut necesar Republica Moldova să aibă instituții puternice de protejare a intereselor statului Republica Moldova. Având în vedere situația demografică din țară, cunoaștem despre exodul în continuare masiv a cetățenilor, inclusiv foarte tineri din Republica Moldova, ne punem drept scop atragerea unor finanțări pentru a crea toate condițiile necesare ca tinerii specialiști să rămână să lucreze în Republica Moldova, în mod special în localitățile rurale. Este o muncă enormă, dar fără a asigura anume acest obiectiv, ne va fi foarte complicat în 3-4 ani să mai discutăm despre posibilitățile reale de dezvoltare a țării. Încă un obiectiv este atragerea investițiilor necesare pentru dezvoltarea agriculturii. Fără a acorda o atenție specială acestor domenii, ne închipuim cu greu cum vom progresa și, de asemenea, vrem să pledăm pentru împuterniciri cât mai largi pentru autoritățile locale. În regiuni, în teritorii, în sate, autoritățile locale trebuie să aibă cât mai multe împuterniciri și să beneficieze de asistența autorităților centrale pentru dezvoltarea localităților. Pe scurt, mulțumesc. Da, vă mulțumesc și eu, domnul Vasile Bălan, Alianța Moldova Noastră. Da, e clar lucru că Alianța Moldova Noastră ca partid s-a format nu acum și bineînțeles că Biblia oricărui partid este programul partidului. În programul partidului, la congresul din 2005, noi am trasat niște obiective pe care, prin consecvență și de zi de zi, an de an, ne străduim ca să le traducem în viață. Noi am pledat și am scris în programul partidului că pledăm pentru statalitatea Republicii Moldova, pentru relații bune cu vecinii noștri, atât România cât și Ucraina, pentru restabilirea parteneriatului cu relații cu partenerul strategic Rusia și, bineînțeles, pentru stabilitate în țară. Sloganul nostru întâmplător este Noi ne facem datoria. Vreau să vă zic cu adevărat, în Partidul Alianța Moldova Noastră s-a adunat foarte multă lume bună care cu adevărat își face datoria și n-aș putea să nu menționez colegii noștri care pe parcursul acestor ani, vreau să vă zic că noi am fost unicul partid de opoziție de Republica Moldova care acum, până la alegerile din 5 și din 29, am luptat cu guvernarea comunistă. N-a fost altă formațiune politică. Și vreau să cu succes, făcând datoria la fiecare locul său, noi am reușit ca să deturnăm această guvernare care a fost și să aducem la guvernare Alianța pentru Integrare Europeană. Oamenii noștri și-au făcut și-și fac datoria. De pildă, primarul nostru de la Corjova, ca și alte peste 200 de primari care are Alianța Moldova Noastră, s-au făcut datoria, Gheorghe Ojog își face datoria și asta o văd oamenii din satul Corjova. Președintele raionului Călăraș, Ilie Rău, și-a făcut datoria și asta o simt și își face datoria și o simt oamenii din raionul Călăraș, președintele raionului Nispureni, Ormunteanu, președintele raionului Ialoveni, Mihai Selestraru, alte zeci și sute de profesori care avem, zeci și sute de medici care avem noi, alți oameni, de politicieni care avem noi și vreau să vă zic și nu în ultimul rând și miniștrii noștri care avem în guvernul Alianței pentru Integrare Europeană, își fac datoria. Fără mare tantan, fără mare gălăgie, fără mare spectacole, ne străduim ca să ne facem datoria. Am reușit sau nu am reușit? Sau cât am reușit? E clar lucru că așteptările oamenilor după 8 ani de zile de guvernare comunistă au fost foarte mari. Și pe bună dreptate ei așteaptă ca viața lor să se schimbe în bine. Cu părere de rău, aceste așteptări ale oamenilor în acest an încă nu au fost pe deplin satisfăcute sau nu s-a reușit tot ceea ce s-a promis în campania electorală ca să se facă, să se înfăptuiască. De ce?
E clar lucru că într-un an de zile, într-un an de zile, instabilitate politică, zice așa, fiindcă noi în acest an de zile ne-am gândit, toată lumea se gândea, se va alege președintele, nu se va alege președintele, va fi guvern, nu va fi guvern, cât va fi acest guvern. Și clar lucru că acolo unde este instabilitate politică, nu avem nici altă stabilitate, stabilitate economică. Nu vin investitori, nu vin altă lume ca să investească aici. Și da, domnul Balan, multe, dar această reușit. Stabilitate politică depindea și de partidul Alianța Moldova Noastră, această... care este un partid parlamentar. Eu vreau să vă zic că partidul Alianța Moldova Noastră a reușit să aducă această stabilitate politică ca o componentă alianță pentru declararea europeană. Pentru că dacă ne uităm ce se întâmplă în jurul nostru, în țările din Europa, nu numai din fostul CSI, dar și din Europa. Vedem ce se întâmplă. Păi în Republica Moldova aceste lucruri nu au avut loc. Noi am reușit ca să ținem stabilitatea aceasta economică în urma guvernării, când ne-au lăsat 8 miliarde și ceva, un gol în bugetul statului. Vă închipuiți acești bani, dacă n-am fi reușit guvernul Alianței pentru care europeană ca să mențină această stabilitate, să obțină deschiderea din partea organismelor internaționale financiare, din partea Europei, din partea Statelor Unite, care au venit cu ajutoare masive în Republica Moldova și nu numai credite, dar și granturi foarte multe, vreau zic că n-am fi reușit ca să stabilizăm și să ținem această stabilitate. Ar fi fost foarte grav acest lucru. De atât eu cred că asta e un ajuns a Alianței pentru Integrare Europeană care a putut să mențină această stabilitate pe parcursul acestor ani. E clar lucru că pentru a face ceea ce propui, ai nevoie de un mandat de plin. Este nevoie de 4 ani de zile. Și eu mă uit acum când unii alegători de noștri și unii oponenți politici, colegi de-a noștri, sceptic așa, zice, uite, Urecheanu a promis 500 de euro salariu, dar unii să cei 500 de euro, da, noi am promis 500 de euro și noi ne ținem de această promisiune și să ocotim că trebuie să fie salariu numai mic de 500 de euro, dar ne trebuie un mandat de 4 ani de zile. Noi n-am promis în primul an, că venim primul an și dăm un dat, luăm din sac 500 de euro și îi dăm. Și eu mă întreb pe mine și mă întreb și pe dumneavoastră, stimați telespectatori, că dacă în 2 ani de zile noi în Republica Moldova nu ajungem ca salariu să fie 500 de euro, atunci ce se va întâmpla în Republica Moldova? Vor putea oamenii trăi, ori nu? Da, domnul... noi suntem obligați ca salariul oamenilor să le garanteze viață decentă. Da, dacă mi-amintesc eu spotul electoral în care Alianța Moldova Noastră spunea că garantează 500 de euro, era dacă alegeți Alianța Moldova Noastră, da. Nu era într-un an sau în 2 ani sau în 4 ani sau întregul mandat. Corect. Corect. Dacă alegeți Alianța Moldova Noastră la guvernare, fiindcă noi n-am fost la guvern, noi suntem o componentă, o parte. Și dacă noi ne uităm atent la programul nostru de guvernare Alianței Moldova Noastră, în care noi promitem acest 500 de euro, vedem că, cu părere de rău, programul nostru nu s-a regăsit în programul de guvernare Alianței. Da, unele elemente sunt. Păi dumneavoastră ați negociat acel program comun. Vreau să vă zic că într-o alianță să guvernezi nu e atât de simplu. Da, bine. Ne învățăm a guverna alianțe. Dorea domnul Gurdiș să vă dea o replică. Da, nu replică, două întrebări foarte clare și doresc un răspuns clar. Pe șchierul politic a României persistă un partid politic care se numește România Mare. Cum îl tratați pe acest partid care de fapt este un partid cu politică expansionistă, teritorială? Și doi, pentru cine să bătă în vedere 500 de euro? Pentru parlamentari, pentru cei care lucrează în guvern sau pentru țărani 500 de euro? Și de unde Alianța Moldova Noastră își putea permite așa declarații, în baza căror calcul s-a făcut așa declarații? Mulțumesc! Vreau să vă zic că calculele sunt făcute, vreau să vă zic că dacă... Foarte simplu, luați programul nostru de guvernare și să-l găsesc și calculele și tot așa. Da, e posibil în Republica Moldova ca cetățenii, toți cetățenii să aibă 500 de euro, nu parlamentarii. Și vreau să văd o chestie. Cred că mai prost plătiți parlamentari decât în Republica Moldova nu sunt nicăieri. Adică dumneavoastră optați pentru majorarea salariilor parlamentarilor? Noi optăm pentru majorarea salariilor tuturor cetățenilor de Republica Moldova și în primul rând celor mai năcăjiți, celor inclusiv mai lăruțiți, oamenilor de la țară. Oamenilor de la țară. Dar dacă noi o să ne gândim să-i facem pe toți săraci, și ați fi atunci bine, cred că e o chestie sovietică și trebuie să trecem de să depășim. Dacă ne uităm că unul are mult, dar cel trebuie să aibă și trăiesc să nu aibă nimic. Eu cred că nu salariul parlamentarului este mare azi, dar este mic salariul cetățeanului. De atât noi trebuie să aducem salariul cetățeanului la nivelul salariului parlamentarului. Iată, atunci o să fie bine. Ceea ce ține de alte partide din alte țări, eu nu mă pregătesc să le comentez, asta e treaba lor. Eu am ce am cu partidul meu și cu țara mea. La realitatea noastră dintre România și Moldova, de ce nu trebuie să comentați? Pentru că dumneavoastră trebuie să apărați interesele statului. Relațiile statului Republica Moldova este scris în programul partidului Alianța Moldova Noastră. Trebuie să fie bune și foarte bune cu vecinii. Vecinii nu ți-i alegi. Noi avem ca vecini astăzi România, care este țară europeană, și avem ca vecini Ucraina din partea slantă. Și dacă vecinul România se comportă foarte prost cu Moldova, de ce dumneavoastră nu apărați interesele țării?
Eu nu aș zice că vecinii se comportă foarte prost cu noi. De ce susțineți partidele și nu le pedepsiți, adică nu le interziți activitatea pe teritoriul Moldovei care declară că vor unire cu România, adică distrugerea Republicii Moldova? Dumneavoastră sunteți parlamentar, primiți salariul din contul oamenilor care muncesc pe teritoriul Moldovei. De ce vă permiteți așa lucruri? De ce nu trageți la răspundere oamenii care degradează țara, destrabă țara dinăuntru, lucrează în interesul altui stat? Domnul Gurdăș, eu cred că ceea ce a făcut și a reușit să facă Alianța pentru Integrare Europeană, a cărei componentă este Alianța Moldova noastră, este ceea că noi cu dumneavoastră astăzi suntem la această masă, care până câțiva ani în urmă nici nu puteam visa că putem ieși la în presă să vorbim, să ne expunem ceea ce dorim, fiecare să expună părerea. Ce spune dumneavoastră că partidele trebuie taxate, dacă dorim să avem un stat de drept. Dacă dorim cu adevărat să avem un stat democratic, atunci fiecare are dreptul la opinii și partidele politice care nu încalcă Constituția Republicii Moldova, nu încalcă legile statului, au dreptul la activitate politică în stat. Da, domnul Ostaleb dorea și el să dați o replică sau să completați? Vreau o întrebare. Domnul Balan, dumneavoastră reprezentați... consumați tot timpul domnului Balan, da, vă rog. Dumneavoastră, deci faceți parte dintr-o alianță? Mai aveți, dar puțin. Care se numește Moldova noastră. La începutul acestui an, ministrul de externe a României a declarat că moldovenii sunt o creatură artificială. Deci noi nu existăm. Nu am observat nicio reacție. Dumneavoastră aveți un vicepremier în guvern, vă numiți Alianța Moldova noastră, n-am observat o reacție din partea nimănui, zero. Reacția noastră este în programul Partidului Fraților, unde scrie că Alianța Moldova noastră pledează pentru statalitatea Republicii Moldova. Ceea ce spun unii sau alții, pe noi mai puțin ne privește. Da, vă mulțumesc. Vreau să vă mai întreb. Cetățenii totuși, alegătorii noștri, astăzi se gândesc și în fiecare zi. De fapt, ei interesează mai mult. Un loc de muncă să aibă, un salariu și o siguranță în ziua de mâine. Ce prioritate are latura socială în platforma dumneavoastră electorală? Ce propuneți la acest capitol cetățenilor Republicii Moldova? Și vreau să vă mai întreb ce pârghii aveți ca să asigurați acele propuneri, cum spune Mișcarea Acțiunea Europeană, mai puține vorbe și mai multe fapte. Cum? Cum vă veți îndeplini acele promisiuni pe care le faceți acum alegătorilor în cazul în care accedeți la guvernare? Domnul Baltaga, da. Mișcarea Acțiunii Europeană. Mișcarea Acțiunii Europeană are câteva componente în programul său. Dacă vorbim despre componenta socială, vreau să vă spun că o prioritate constă în crearea locurilor de muncă și ne-am propus 60.000 de locuri anual create în Republica Moldova. Cum? În special prin redistribuirea investițiilor în industrie prelucrătoare și în special în mediul rural. Deci este posibil acest lucru, fiindcă vă spun că în ultimul timp chiar am avut mai multe întâlniri și vreau să vă spun că oamenii au un interes foarte important pentru noi locuri de muncă și acest lucru este destul de simțător. Este mai puțin important la nivel politic ce se va propune, oamenii așteaptă locuri de muncă și salarii decente, lucru pe care ne l-am propus. Legea pensii și salarii este iarăși o componentă a platformei noastre sociale și noi plădem pentru ca cetățenii din Republica Moldova să aibă salariile minime și pensiile nu mai mici decât coșul minim de consum. Și acest lucru putem realiza prin reformarea legilor și deci reformarea economiei în Republica Moldova. Îmi permiteți o întrebare referitor la deschiderea locurilor de muncă. Cât costă un loc de muncă ca să-l deschizi în Moldova? Dumneavoastră ați calculat? Deci locurile de muncă variază în dependență de industrie. Evident că costurile deschiderii unui loc de muncă variază și din acest perspectivă vreau să vă spun altceva. $1 miliard care vin în Republica Moldova din partea cetățenilor noștri, 91 merg la consum. De ce? Fiindcă toate guvernările care au fost până acum au încercat să nu susțină crearea noilor locuri de muncă și crearea noilor afaceri. Vreau să vă fac o replică pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți, fără consum nu există dezvoltare. Consumul și cetățeanul, consumul și persoană juridică, consumul întreprindere și așa mai departe. Eu v-am întrebat clar, cât costă un loc de lucru? Pentru că un coleg de dumneavoastră din partidul dumneavoastră, la o discuție, mi-a spus că un loc de lucru astăzi costă 100.000 de lei. Înmulțim la 60.000 de locuri, asta 6 miliarde, elementar, 6 miliarde de lei. Mai mult ca atât. Dumneavoastră nici nu aveți închipuiri ce înseamnă deschide un loc de lucru și vorbiți despre locuri de lucru. Unde va fi plasat acest loc de lucru?
Unde sunt condiții, unde sunt brațe de muncă, dumneavoastră n-ați calculat nimic și duceți în eroare societatea, pentru că societatea așteaptă iar povești. Și vreau să fac o remarcă pentru toată lumea politică și pentru toată societatea. Guvernul niciodată n-a hrănit populația. Guvernul tot timpul a luat de la populație prin impozite cei ce câștigă cineva. Dumneavoastră iar spuneți povești. Trebuie să spunem adevărul, să ne învățăm să spunem adevărul. Ce înseamnă economia Moldovei? Bugetul statului se formează astăzi la 70% din import, adică tot ce se plătește. Cât e mai mare prețul la hotare, cu atât mai mult în buget se acumulează surse respective. Noi destrămăm nu numai țara, sistemul economic, noi destrămăm omul, distrugem omul care e apt și poate lucra. Noi nu avem specialiști de acum, profesioniști, noi nu avem cadre calificate, brațe de muncă calificate. Noi ne-am bătut joc 20 de ani de această țară și acum vorbim despre locuri de muncă. Astăzi că găsești în Chișinău un brutar elementar să-l găsești de calitate bună, nu este. Mi-asta vorbim despre locuri de muncă. Duceți-vă la țară și vedeți. Da, domn Baltaga. Da, domnul Gurdiș, vă mulțumesc pentru remarcile. Probabil dumneavoastră ați făcut ceea ce ați menționat, că v-ați bătut joc, posibil. Noi cei de la Mișcarea Acțiunii Europeană avem o altă viziune, una mai europeană, și dacă în țările vecine și în Uniunea Europeană este posibil crearea noi lor de muncă, este posibil și în Republica Moldova. Dacă dumneavoastră nu o puteți face, noi cu siguranță o putem face și acest, avem expertiza, avem experiență. Eu 17 ani în țara asta am deschis peste 1500 de locuri de muncă. Eu personal, ca persoană fizică pe teritoriul... Ați reușit să le mențineți? Să le mențin până acum. Și lucrează totul ce am făcut eu până acum. Asta vorbim despre valori europene, care în politică Europa de mult s-a dezbătut de la ideea democratică. Constituția care a fost prevălită de Franța și Olanda, deci a fost a doua oară adoptată prin votul parlamentarilor. Poporul, ca și moldovenii, ca și alte țări, a fost înlăturat de la procesul democratic. Poporul aparține. Dumneavoastră vorbiți despre valori europene unde parlamentul acceptă legea homosexuală. Ce înseamnă asta? Asta e boală psihică. Dar noi adoptăm legi care contravin esenții vieții pe pământ. Domnul Baltaga, vreți să replicați sau... Da. Da, vă rog. Vreau să vă spun că toată Europa trăiește conform normelor europene și cred că este și cazul Republicii Moldova să trăiască conform acestor norme. Noi în programul nostru ne-am propus mai multe reforme democratice și cred că Republica Moldova va trăi mult mai bine. Și vă dau un exemplu. Uitați-vă la Coreea de Nord și Coreea de Sud. Acolo unde este democrație, ca în Coreea de Sud, oamenii trăiesc foarte bine. Uitați-vă ce se întâmplă în Coreea de Nord, unde a fost comunism și au fost persoane care au fost împotriva reformelor democratice. Ori acești oameni trăiesc într-o sărăcie nemaipomenit. Da. Dumneavoastră poate comentați și situația din Grecia și România, ce se întâmplă, care e sistemul economic acolo. Haideți să implicăm și pe ceilalți candidați la funcția de deputat în discuții, dar domnul Gurdiș, aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră, Partidul Patrioții Moldovei, ce propune alegătorilor săi la capitolul social? Locuri de muncă, salarii, pensii, indemnizații? Din punct de vedere a sistemului de organizare economică a unei țări, înainte de a vorbi despre problemele sociale, trebuie de vorbit despre organizarea muncii acestei societăți. Deci nu vor fi locuri de muncă, nu vor fi oameni salarizați, nu vor fi dezvoltat sectorul social. Pensiile nu avem de unii plătit dacă nu sunt agenții economici care plătesc impozite pentru aceste pensii. În fiecare an cresc numărul de pensionari. În fiecare an cresc numărul de pensionari. De fapt, ce se întâmplă în Moldova? Colegii noștri de la MAE nu vor să recunoască că avem un sistem vicios economic. Oamenii gastarbeiteri care transmit banii în Moldova și creditele care sunt luate de la structurile internaționale, de fapt asigură nu existența moldovenilor de punct de vedere economic. Pur și simplu e fiziologic. Ce propuneți dumneavoastră? Mai aveți puțin timp. Noi propunem ca, mai întâi de toate finanțele publice să fie bine organizate, adică să fie deschise spectrul de cheltuieli care le înfăptuiesc demnitarii noștri de stat, așa numiți demnitari, care nici până acum n-au declarat câți bani au fost cheltuiți pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ din Moldova și unii sunt acești specialiști. Cum să irosesc banii în Republica Moldova? Se vorbește despre investiții. Statul este în afară procesului de organizare a vieții economice din țară. Până când statul nu va fi implicat? O mică remarcă. Astăzi
în Moldova statul nu este preocupat de problema grânilor. Dar știți cât costă un kilogram de făină de calitate proastă? 4,75 lei. Statul n-are grijă de țăranii noștri. Selecția culturilor grânilor e băgată în pământ. Nimeni nu se ocupă cu această problemă. Asta e o problemă primordială, pentru asta strategică, dacă vreți, de securitate. Mulțumesc. Da, mulțumesc și eu, domnul Mocanu. Jos mafia include și aspectul social? Stimați concetățeni, dușmanii dumneavoastră și ai Republicii Moldova nu se află la București, la Moscova, New York sau Bruxelles. Dușmanii dumneavoastră se află în Republica Moldova și trăiesc în asemenea case, în asemenea case de lux. Această casă îi aparține unui funcționar de stat care a lucrat 14 ani de zile în structurile de stat și a primit un salariu de 3.500 de lei. Veniturile pe care le-a avut în toată activitatea sa nu depășesc 50.000 de euro. Ori casele pe care le au acești oameni depășesc milioane și milioane de euro. Eu am prezentat asemenea case ieri într-o conferință de presă. Ăștia sunt ofițeri la Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției și acești ofițeri sunt bogați, sunt înarmați, acționează în numele legii și distrug economia Republicii Moldova. Acest sistem mafiot care s-a creat în Republica Moldova nu se permite dezvoltarea acestei țări dacă nu îi înlăturăm de la putere pe cei care îi acoperă politic pe acești oameni și pe cei care lucrează în interesul acestei mafii în Republica Moldova. Așa cum v-am spus, noi, Mișcarea Antimafie, ne aflăm într-o luptă deschisă cu această mafie. Riscăm cu viața noastră, riscăm cu sănătatea noastră, cu familiile noastre și singurul lucru care ne lipsește este ca dumneavoastră să vă uniți alături de noi și să mergem împreună în această campanie electorală. Nu este adevărat că mafia este de neînvins. Mafia din Republica Moldova poate fi învinsă. Republica Moldova nu este o țară atât de mare și atât de greu de condus. Trebuie să-i dăm de capăt acestei mafii și vom reuși. Alianța pentru Integrare Europeană, într-un an de zile, n-a desșurubat măcar un șurubaș în ceea ce a fost construită în Republica Moldova prost. Premierul Vladimir Filat, care a avut probleme cu acești ofițeri de la Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, care a strigat în două campanii electorale că va veni să desființeze acest centru. După ce și-a văzut sacii în car, i-a părăsit pe toți ceilalți oameni de afaceri și i-a lăsat pe mâna acestui Centru de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, care până acum comandă dosare împotriva oamenilor cinstiți, îi urmăresc și așa mai departe. Un polițian nu poate fi un bogat oameni buni. Un businessman nu poate fi bogat în Republica Moldova pentru că ia credite de la bancă, creează locuri de muncă, cum vă spune și domnul de alături de mine, muncește în sudoarea frunții și nu are posibilitate să-și cumpere asemenea case. Numai cei care lucrează în funcții de stat în Republica Moldova își permit așa ceva. Dacă mergeți prin toate casele din Chișinău și căutați toate casele astea, o să găsiți că 90% din oamenii ăștia au avut o relație cu statul. Au avut o relație avantajoasă pentru ei cu statul. Nu putem să permitem în continuare ca Republica Moldova să fie furată în halul ăsta. Noi, Mișcarea Antimafie, nu venim să vă povestim despre probleme sociale, economice sau politice. Credeți-mă că în 20 de ani de activitate politică în care nu mi-am făcut averi, eu știu toate lucrurile astea. Credeți-mă pe cuvânt că aș putea să vă povestesc foarte multe lucruri pe care le-am citit sau le-am învățat la Utărește, la ureche, dar nu fac lucrul ăsta pentru că chiar și dumneavoastră, dacă, Doamne ferește, aveți un copil bolnav, dumneavoastră nu vă gândiți cum să-l căsătoriți, dumneavoastră vă gândiți cum să-l scoateți din boala asta. Așa este și Republica Moldova. Republica Moldova este bolnavă și este bolnavă grav și suferă de la această boală majoritatea populației, nu cei care fură, pentru că pe spatele lor și ei vin acum să vă ceară încă și voturi. Nu trebuie să votați încă o dată pe cei care v-au promis și n-au făcut nimic. Nu trebuie să-i votați pe cei care au vândut procurorul general într-o noapte postul de procuror general și acest procuror general este pus în slujba celor care au furat. Numai de la privatizarea hotelului Codru, Vlad Plohotniuc a pus în buzunar 15 milioane de euro care sunt banii dumneavoastră. Iar alte și toate celelalte furturi care le-am mai făcut în țara asta sunt aparate de aceeași procuratură generală și de ofițeri din cadrul Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției. Noi putem să-i dăm jos. Noi putem să-i dăm jos, dar numai cu votul dumneavoastră. Eu am o echipă mică de oameni, dar foarte curajoși. Politica înseamnă curaj și sacrificiu, nu bani în buzunar și să-ți fie indiferent de toată lumea din țara asta. Vă asigur eu că vor pleca ei la strâns căpșune în Spania, dacă ne vom uni cu toții împreună ca să-i dăm jos.
Domnul Mocanu, și atunci ce le propuneți alegătorilor dumneavoastră degeaba, referitor la locuri de muncă, la salarii? Dumneavoastră degeaba insistați cu întrebări absurde. Întrebările astea sunt întrebări clișeu și eu nu am de gând să mă dedau acum unor speculații. Eu am spus-o și o spun foarte clar. Până nu desființăm în Republica Moldova mafia, noi nu reușim să facem absolut nimic. Noi avem niște propuneri foarte bune care nu țin de domeniul social. Noi spunem că la vamă din Republica Moldova trebuie să aducem cetățeni străini, o misiune străină care să-i descotorosească pe toți hoții noștri, să nu fure. Sunt partenerii noștri europeni care ne pot ajuta și cu fonduri europene pentru ca să menținem o misiune străină la vamă și să oprim furtul care se produce în vamă. Noi avem nevoie de judecători la nivelul Curții Supreme de Justiție ca oamenii care ajung cu o problemă în justiție să nu fie judecați la CEDO peste 6-7 ani, ci în Republica Moldova și toți hoții din instanțele primare în judecătorii care la ora actuală au aceleași case ca și ăștia, nu vor mai putea să fure. Noi avem nevoie să scoatem epuleții de pe umerii procurorilor din Republica Moldova și să-i facem parte egală într-un proces de judecată, în așa fel încât să apere drepturile omului și nu drepturile acestor mafioți. Noi avem nevoie în ultimă instanță să punem poliția sub control civil și să nu le permitem acestor bandiți cu epoleți să-și bată joc în continuare de oamenii simpli. Da, vă mulțumesc. Partidul Republican, domnul Ostalep, tot consideră că salariile, pensiile, locurile de muncă sunt absurde? Nu, evident, nu considerăm așa. Nu sunt sigur că și domnul Mocanu a spus așa ceva. Dumneavoastră nu trebuie să faceți speculații, vă rog foarte mult. Vă rog foarte mult să nu faceți speculații. Eu n-am spus că pensiile sunt absurde. Eu am spus că întrebarea dumneavoastră este absurdă. Vă rog să nu faceți speculații. Bine. Evident că o politică socială eficientă, dacă să vorbim serios, este posibilă doar într-un stat dezvoltat, într-un stat unde lucrează mecanismele. Altfel, sistemul social se transformă doar într-un instrument populist înainte de alegeri, când avem o competiție între programe și... Eu tot țin minte, apropo, anul trecut, broșura colegilor de Alianța Moldova Noastră, unde scria dublare imediată a pensiilor. Deci astăzi avem o pensie, două zi, deci se dublează. Este un nonsens în principiu, înțelegem foarte bine și vorbind serios, trebuie să recunoaștem că o politică socială, și asta este foarte important să o conștientizeze toată populația, o politică socială adevărată, realistă, nu populistă, este posibil doar atunci când economia se dezvoltă, când instituțiile statului lucrează. De asta în programul nostru nu veți găsi promisiuni de niciun fel de creștere imediată a salariilor sau a pensiilor, pentru că acest lucru este ireal. Și Partidul Republican are în echipa sa oameni care au lucrat foarte mulți ani, dacă nu practic toată viața, în structurile de stat și au experiența necesară pentru a rezolva anumite probleme, dar nu a se ocupa cu declarații populiste. Pe scurt, în programul nostru puteți găsi referitor la acest capitol crearea sau dezvoltarea condițiilor necesare pentru progresul economic a Republicii Moldova. Numai în așa caz, când lucrează toată țara, nu doar câteva municipii, că avem doar două în principiu, Chișinău și Bălți. În programul nostru ne dorim oferirea statutului de municipiu a încă 4 orașe. Vrem ca să și vom pleda pentru ca orașul actual Ungheni, Cahul, Soroca și Orhei să primească statutul de municipiu. Este normal ca administrația locală, care cunoaște mai bine problemele, se poate gestiona și fondurile care sunt, pentru că altfel sistemul ăsta de transmitere a banilor aici la Ministerul Finanțelor, care apoi le repartizează în dependență de interesul politic, este al meu, nu este al meu, din partidul meu, nu de al meu. Deci asta este o sistemă, în principiu, corupt și ineficient și ne dorim schimbarea acestui mecanism. Ceea ce ține de protecție socială, în principiu, accentul partidului nostru va fi, cum am menționat deja, pe crearea condițiilor de dezvoltare economică a țării. Când sunt banii necesari, atunci este foarte ușor să explicăm foarte clar cât poate fi oferit realist. Altfel, iarăși repet, protecția socială va rămâne doar un subiect de speculații populiste înaintea alegerilor. Mulțumesc. Dar care sunt pârghiile concrete ale Partidului Republican de a revigora economia, cum spuneți dumneavoastră, mai ales că sunt unii concurenți de-ai dumneavoastră electorali care susțin că economia astăzi este la pământ? Și astea sunt partidele care se află la guvernare. În calitate de concurent electoral, sigur că ne dorim obținerea acestor pârghii, nimerind în Parlamentul Republicii Moldova. Dar le aveți identificate? Pârghiile. Cum să revigurați economia? Păi, și atunci când ajungeți la guvernare, le puneți în aplicare, nu? Acum ne dorim drept obiectiv să
ajungem în Parlamentul Republicii Moldova, ceea ce ne oferă posibilitatea, în calitate de partid parlamentar în așa caz, de a înainta proiecte de legi, de a influența prin mecanismele oferite de lege asupra guvernării. Sigur că aceste lucruri sunt posibile și în calitate de partid extraparlamentar, ca oricare cetățean în principiu ar avea posibilitate, dar considerăm că e mult mai eficient cu expertiza pe care o avem să o facem din Parlament. La ce proiecte de lege, în primul rând, vă gândiți să le înaintați? Ce proiecte că ați menționat acum? Începând chiar cu, dacă vorbesc de instituțiile eficiente, dacă este adevărat ceea ce povestește domnul Mocanu și ceea ce demonstrează, deja vedem activități de ani de zile a Parlamentului și a proiectelor de legi și cât trebuie de făcut cu structurile de forță. Vorbesc acum cu structurile de forță pentru a le oferi posibilități reale acestor oameni să lucreze. Pentru că ieri am avut la Briceni o întrebare de ce sunt corupți multe persoane din structurile de forță. Dacă un ofițer astăzi primește 3.000 de lei, este absurd de spus că noi luptăm cu corupție. Această persoană, având sau în activitatea sa în fiecare zi, nimerind în contact direct cu o lume criminală sau cu o lume cu posibilități economice, iar el primește 3.000 de lei, nu este realist el să activeze în interesul statului Republicii Moldova. Și așa trebuie să fim de dimineață până seara conștient și mulțumiți ofițerilor din structurile de forță Republicii Moldova și pentru activitatea pe care ei o desfășoară, începând cu aceasta. Dar transformarea tuturor sistemelor de protejare a intereselor statului în mecanisme eficiente. Dacă înțelegeți o întrebare pentru domnul Stăleb, pentru că el vorbește despre pârghii. Spuneți, vă rog, cum se poate de înțeles că un cub de gaz adus din fundul Siberiei la mii de kilometri costă 4 lei și ceva pentru un consumator, iar un cub de apă adus la 35 de kilometri de la Nistru costă 9 lei, iar pentru persoane juridice un cub de apă costă 27,55 în Chișinău. Cum de înțeles sistemul de formare acestor prețuri? Spuneți, vă rog. Așa cum îl înțelegeți dumneavoastră, așa îl înțeleg și eu. Deci este un sistem dirijat de cineva și trebuie investigat cazul și evident că vom observa, probabil, eu spun că nu mă ocupa de aceste probleme, probabil vom observa cum funcționează. Dar există organe competente, avem guvernare, avem parlament, până ce, iată, dumneavoastră abordați un subiect care nu l-am auzit pe agenda zilei. În calitate de concurent electoral, doar pot să spun că este și în interesul nostru să aflăm cum se întâmplă acest lucru. Da, probabil această întrebare trebuie acordată celor care formează aceste prețuri astăzi. Domnul Vasile Bălan, Alianța Moldova Noastră. Ceea ce ține de colegii spun că, uite, populismul și noi și acum pledăm pentru dublarea pensiilor. Noi și acum pledăm pentru dublarea pensiilor, imediată dublarea pensiilor. Noi acum pledăm pentru dublarea salariilor dădașilor din grădiniți care primesc 500-600 de lei. Noi pledăm pentru dublarea salariilor cei care primesc 700 de lei și imediat trebuie făcut acest lucru. Și în programul Partidului Alianța Moldova Noastră sunt și este arătat cum putem face acest lucru. Numai eu vă zic o dată, atunci când guvernez în alianță este una și când guvernez cu singur să asumi responsabilitate, este alta. Ceea ce ține de pensii. Vreau să vă zic că noi totdeauna spune că unii primesc mult. Eu vreau să zic că noi am găsit putere de voință deputații din Parlamentul actual și ne-am micșorat pensiile. Nu ne-am mărit, dar ne-am micșorat. Dacă până acum deputații aveau 75% din pensii, din salariu, acum la noi am venit ca oamenii normali la 42%, cum au toată lumea. Ceea ce ține de stabilitatea socială. Am zis la început încă că așteptările oamenilor au fost foarte mari după atâta sărăcie și necaz și bineînțeles că sunt și acum. Dar vreau să zic că noi cât ceva am reușit. Da, foarte puțin poate, dar am reușit să facem. Dacă vorbim de ajutorul social acordat în 2009 și în 2010, burse pentru familii, în 2009 114 milioane de lei, 17.000 de familii, în anul 2010 31.000 de familii, 270 de milioane. Medicamente parțial compensate și integral compensate. În 2009 80 de milioane, în 2010, 112 milioane de lei. Vreau să zic că chestia se mișcă încet, dar se mișcă. Ceea ce vorbim noi de alte lucruri, de investiții, de am reușit, nu am reușit, vreau să vă zic că deschiderea care am spus la început, datorită politicii care a dus o Alianță pentru Integrare Europeană, a cărei componente e și Alianța Moldova Noastră, vreau să zic că noi avem o deschidere foarte mare a Republicii Moldova față de instituții europene. Și uitați dumneavoastră, Fondul Monetar Internațional, 574 milioane de dolari. Programul Uniunii Europene pentru Moldova, 237 euro milioane.
Acordul compact, 50 de milioane. Domnul Bălan, din păcate, cele 9 minute care v-au fost rezervate au expirat. Aveți un minut încă la final. Dacă veți dori, acolo veți finisa gândul dumneavoastră. Dar pentru cei cărora le-au mai rămas timp, eu totuși aș vrea să vă întreb. Astăzi vedem că atenția partidelor politice care s-au lansat în campania electorală este anume concentrată în această campanie, în platforma electorală, în promisiuni, dar puțin dintre dumneavoastră vorbesc despre soluțiile pentru criza politică, pentru că nimeni nu știe ce va fi pe data de 29 noiembrie. Nu cunoaștem, va exista o majoritate parlamentară sau nu, care va putea alege președintele țării. Și atât vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce soluții au partidele dumneavoastră în cazul în care se repetă aceeași situație ca în Parlamentul de Legislatura a 18-a și nu are nicio formațiune sau un bloc electoral majoritate pentru a alege șeful statului? Ce veți face? Cum veți depăși această criză politică? Și este curios și faptul, veți procede mai întâi la o modificare a articolului 78 din Constituție, ori veți alege mai întâi șeful statului? Cine dorește? Domnul Ostalep, haideți să începem din partea cealaltă. Mulțumesc. Trebuie să, părerea mea, că nu este o părere a partidului în cazul dat, sper că ar putea să o împărtășească, că nu a fost vorba de o criză politică, a fost o ambiție personală. Da, și dumneavoastră cum vedeți, de exemplu, dacă se întâmplă aceeași situație în Parlamentul de Legislatura a 19-a, în care să presupunem că Partidul Republican intră? Eu sunt convins că de data aceasta, care nu ar fi configurația, deci în următorul Parlament, va fi ales și președintele, va fi și o stabilitate în acest sens, pentru că de data aceasta nu își pot permite nimeni din actorii politici să mai continue această situație. Nici din punct de vedere financiar, nici din punct de vedere politic. Eu sunt sigur că se vor exercita prin anumite mecanisme și recomandările necesare din partea partenerilor noștri de peste hotare. Deci sunt convins că nu se va repeta istoria de data trecută. Da, mulțumesc, domnul Mocanu. Stimați concetățeni, nu este adevărat că n-a putut fi ales președintele Republicii Moldova. N-a putut fi ales Marian Lupu, președintele Republicii Moldova, într-un caz, și Zinaida Greceanu în alt caz. Un președinte Republicii Moldova poate fi ales atunci când alegeți partide care vin să promoveze principii, nu să adune mai mulți mâncăi la un os foarte mic. Criza politică din Republica Moldova nu este o criză politică propriu-zisă, este o criză în mințile acelor ambițioși care vor în continuare să fure în țara asta. Da, mai aveți 8 secunde sau le anexăm la minutul de final. Vă rog, da. Foarte mult. Domnul Gurdâș? Deci eu consider că liderii partidelor politici trebuie să învețe să discute între ei, să ducă tratative și să nu facă spectacole politice în această țară. Altfel, trebuie trasă răspundere. Papa de la Roma știe cum să alege. Până nu se alege, nimeni nu iese din încăpere. La noi, parlamentarii pot să-și permite să iasă din Parlament, să nu vină luni la rând la serviciu, habar de grijă. Poporul a rămas fără conducere, fără hotărârea problemei și trebuie de modificat Constituția. În general, altă Constituție trebuie de adoptat, pentru că această Constituție nu este a poporului. Această Constituție este pentru birocrați. Vă mulțumim, domnul Gurdâș. A expirat și pentru dumneavoastră cele 9 minute. Domnul Baltaga, Mișcarea Acțiunii Europeană. Da. Ce va face ea concret? Da, vreau să vă spun că vorbind de subiectul pe care l-ați specificat, în primul rând trebuie să ajungem la data de 29 și să vedem ce partide vor fi în Parlament. Sunt sigur că se poate dialoga și sunt sigur că se poate alege un președinte. Ce este important și lucru pe care noi îl vom promova, în primul rând, și cred că va afecta în mare parte și deci clasa politică din Republica Moldova pe viitor. Deci noi vom pleda pentru micșorarea numărului deputaților în Parlamentul Republicii Moldova, de la 101 cât sunt astăzi la 75. Doi, vom pleda pentru alegeri uninominale, atunci când cei care vor fi aleși în Parlament să fie aleși pe circumscripții și atunci, cu siguranță, având mandatul diferitor regiuni, Braioane, deci fiind în Parlament, cu siguranță vor simți responsabilitatea și nu își vor permite să absenteze și în Parlament pe parcursul mai multor luni, așa cum au făcut-o alți parlamentari și multe alte lucruri. Deci acest lucru va aduce în primul rând la o reformă a clasei politice și la responsabilizarea clasei politice.
Și ce va face mișcarea Acțiunii Europeană? Asta vă întrebam în cazul în care se repetă aceeași situație și nu există o majoritate care să aleagă președintele țării. Mai ales că dumneavoastră ați avut doi deputați în Parlament, deși erau, mă rog, deputați care au intrat în Parlament pe listele Alianței Moldova noastră. Da. Vreau să vă spun că de mai multe ori am lansat propuneri în acest sens pentru depășirea crizei și vreau să spun chiar recent am propus membrilor Alianței Integrare Europeană să semneze un acord prin care deci, toate componentele vor pleda prin majoritatea deci, alegerii unui președinte, deci fapt care din start va preveni o posibilă criză. Vreau să vă spun că, din păcate, deci, aceste partide nu au răspuns apelului nostru, nu au contrasemnat și probabil își pregătesc terenul, nu știu, vedem. Ci vreau să vă spun că tendința este următoarea. Mișcarea Acțiunii Europeană își propune să evite această criză. Și am făcut mai multe propuneri și vom pleda și în continuare pentru acest dialog. Și sunt sigur că vom reuși să depășim criza în următoarea. Care sunt aceste propuneri? Modificarea articolului 78, un candidat neutru, ce propuneți dumneavoastră? Deci noi am propus chiar săptămâna trecută, de fapt, ca deci, alianța sau membrii alianței să-și prezinte un singur candidat pentru viitoarele alegeri prezidențiale, cum să fie ales acesta, deci de fapt prin majoritatea membrilor alianței. Deci aceasta a fost soluția Mișcării Acțiunii Europeană. Și aceasta rămâne? Și aceasta rămâne la momentul actual prin dialog, fiindcă ce este important este să depășim criza și apoi să vedem deci, ce schimbări trebuie făcute în Constituție ca acestea să aibă un impact de lungă durată. Da, dacă mi-amintesc la referendum, Mișcarea Acțiunii Europeană pleda pentru alegerea directă a șefului statului. Da, noi am fost deci, o formațiune care am pledat pentru alegerea directă a președintelui Republicii Moldova. Vreau să vă spun că și am lucrat în acest sens, am avut mai multe întâlniri în toate 32 de raioane și am depus un efort spre deosebire de alte deci, formațiuni care, din păcate, doar la declarativ au făcut acest lucru. Dar ați renunțat, văd că, la această idee de alegerea directă a șefului statului prin, iată, spuneți, acordul care l-ați propus membrilor Alianței pentru Integrare Europeană ca să-și înainteze fiecare câte un candidat și probabil să fie ales în Parlament. Vreau să vă spun că atunci când s-a propus referendumul ca și soluție pentru depășirea crizei, deci am pledat pentru depășirea crizei și aceasta a fost o soluție pentru a depăși criza în Republica Moldova. Să vedem ce se va întâmpla data de 28, cine va veni în Parlament și vom căuta să găsim soluții și vom pleda pentru soluții pentru depășirea crizei. Acesta este cel mai important. În dependență de situația care se va forma după 28, vom propune și deci, reformele necesare sau propuneri necesare pentru a fi susținute. Da, vă mulțumesc. Domnilor, acum aveți câte un minut de final în care vă veți adresa telespectatorilor noștri. Vreau să vă spun celor care le-au mai rămas câteva secunde. Acestea automat sunt anexate la acest minut de final. Haideți să începem cu Alianța Moldova noastră. Trebuie să începeți de la început, nu de la urmă. Alianța Moldova noastră este prima. Dar corect a spus și da, fiindcă Alianța Moldova noastră este prima și va fi prima. Noi am practicat și la celelalte dezbateri asemenea rotație, așa că nu este o încălcare. Da, vă mulțumesc. Stimați telespectatori, partidul Alianța Moldova noastră, partid format din oameni onești, din oameni care s-au adunat în acest partid pentru a aduce stabilitatea și bunăstare în această țară. Nu întâmplător, am vorbit și la început, sloganul nostru este noi ne facem datoria. Și a făcut datoria în municipiul Chișinău primarul general Serafim Răceanu, președintele partidului, care astăzi nimeni nu poate să nege și strada Ismail și strada Ceucari și la Durleș și Alia Clașilor și Casa Limbii Române și Centru Academic Mihai Eminescu. Și a făcut datoria și alți colegi de-a noștri din Republică și toată lumea care este acolo. De atât eu cred că dacă dumneavoastră o să votați pe data de 28 pentru Soare, pentru Alianța Moldova noastră, nu o să greșiți, fiindcă noi suntem cei care suntem alături de dumneavoastră, noi suntem cei care am ieșit din sânul dumneavoastră și noi suntem acei care vă promovăm și vom aproba interesele dumneavoastră. Pentru data de 28, eu cred că soarele va mai răsări odată, va luci, da, va lumina calea și va încălzi sufletele. Domnul Bălan, vă mulțumesc, minutul a expirat, dar ca să vedeți că nu avem nimic cu dumneavoastră, v-am lăsat să finisați fraza. Mulțumesc. Domnul Valeriu Ostalep, Partidul Republican. Mulțumesc. Stimați telespectatori, Partidul Republican, vreau să repet încă o dată, este numărul 9 în lista electorală. Este constituit dintr-o echipă de oameni tineri, dar deja experimentați în diferite domenii.
începând cu politica externă, integrare europeană, economie, protecție socială, politice a tineretilor. Noi ne dorim să accedem în Parlament pentru a avea posibilitatea de a realiza toate cunoștințele, expertiza de care dispunem. Echipa pe care o reprezint a stat practic la baza lansării procesului de integrare în Republica Moldova. Practic 6 ani la rând, toți cei care astăzi intră în conducerea Partidului Republican, fost cei care au coordonat acest proces și realizările de baza acestui proces au fost coordonate, evident, cu colegii noștri din toate instituțiile, au adus anumite rezultate. Ne dorim continuarea acestui proces, considerăm că cunoaștem cum trebuie să fie serios, realist, nepopulist realizate aceste obiective și în aceste considerente vă invităm pe data de 28 să votați Partidul Republican. Încă o dată vreau să menționez că viitorul acestei țări, în principiu, poate fi garantat de persoanele tinere, în care trebuie să investim și pe care trebuie să-i susținem. Vă mulțumesc, la 28 noiembrie sper să votați Partidul Republican, numărul 9, simbolul nostru este făclia. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul Sergiu Mocanu, Partidul pentru Neam și Țară, liderul mișcării Jos Mafia. Stimați concetățeni, la 28 noiembrie 2010 aveți de făcut o alegere complicată, dar și foarte simplă. În tot buletinul ăsta din atâtea partide pe care le aveți noastră, aveți două numere care sunt incluse în data alegerii pe care aveți să o faceți. În noiembrie 28. Nu votați numărul 2 și votați numărul 8. Și atunci ne veți avea pe noi, care am demonstrat că putem să luptăm, suntem o echipă mică, avem oameni în teritoriu care nu sunt oamenii noștri, ci răspund apelurilor noastre. Răspund atunci când văd că noi venim să le spunem cuvântul adevărului. Ăștia sunt într-adevăr, sunt foarte bogați, sunt înarmați, acționează în numele legii și sunt foarte puternici. Pot fi foarte bisișniși și foarte fricoși în momentul în care noastră veți vota împotriva lor. Votați împotriva Partidului Democrat. Nu permiteți acestor care s-au afișat acum pe toate afișele prin oraș și prin toată Republica să vină încă o dată la putere, pentru că țara noastră nu va mai avea nicio șansă. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim și noi, domnul Grigore Gurdâș, Partidul Patrioții Moldovei. Vă mulțumesc! Stimați concetățeni, dacă doriți să aveți o țară înfloritoare care se numește Moldova, dacă doriți să vă numiți moldoveni, dacă doriți ca copiii dumneavoastră să aibă un viitor, dacă doriți ca în această țară să fie relansată economia națională, dacă doriți să stopăm importurile, inclusiv și importurile din produsele din agricultură, dacă doriți să aveți demnitate, dacă doriți să fiți protejați de stat și să nu fiți tratați de birocrați ca forță de muncă numai, dacă doriți să fiți fericiți împreună cu familia dumneavoastră, împreună cu copiii dumneavoastră, dacă vreți să aveți o bătrânețe decentă, atunci votați Partidul Patrioții Moldovei. Noi suntem acei care vă vom apăra interesele dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnul Sergiu Baltaga, Mișcarea Acțiunea Europeană. Da, stimați alegători, pe 28 noiembrie, fiecare partid care participă în aceste alegeri are în esență aceleași șanse. Nu există partide mari, partide mici. Vreau să vă spun un singur lucru. Dacă în acești 20 de ani de zile guvernanțe v-au oferit ceea ce v-ați dorit, probabil trebuie să continuă în același mod. Dacă cumva dumneavoastră, și știu sigur că vă doriți ceva mai mult, ceva mai bun, ca în Republica Moldova cetățenii să fie mai presus decât politicul, atunci vă îndemn să susțineți Mișcarea Acțiunii Europeană. Votul dumneavoastră pentru Mișcarea Acțiunii Europeană ar însemna, de fapt, o susținere pentru normalitatea acestei țări, pentru mai multe fapte și mai puțină politică. Mișcarea Acțiunii Europeană are numărul 6, este înscrisă sub numărul 6 și are simbolul cheie. Vă îndemn la 28 noiembrie să ne susțineți. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, stimați domni, vă mulțumesc pentru participare la dezbaterile electorale la NIT TV. Vă doresc tuturor succes în ziua de 28 noiembrie. Stimați telespectatori, ați urmărit dezbateri electorale cu participarea reprezentanților partidelor Mișcarea Acțiunea Europeană, Patrioții Moldovei, Partidul pentru Neam și Țară, Partidul Republican și Alianța Moldova Noastră. O nouă rundă de negocieri va urma marțea viitoare. Vă doresc tuturor o zi reușită! We'll be right back.